Vasile, sunt din Brad, județul Hunedoara și eu concurez din anul 1986. Porunde. Acum, în momentul de față, sunt în tandem cu nepoții mei, eu fiind plecat în Germania la lucru și ca să pot să avem grijă de porumbei, cu nepoții mei, el este unul din nepoți, celălalt este la lucru. Mă numesc Almășan Ionuț, sunt din Brad, deținem porumbei de mic copil, adică cresc porumbei de mic copil, pasiune de la unchiul. Îmi place să zburăm păsările la fond și maraton. Cele mai bune rezultate le-am avut la categoria demifond, fond și maraton. În anul 1991 am avut locul 2 național demifond tineret. În anii ăștia premergători am avut la în 2018 loc 2 AS național, 2019 loc 2 fond palmares, 2020 loc 1 fond tineret pe județul Hunedoara, pe Transilvania loc 3, anul trecut loc 3 fond tineret, loc 1 maraton tineret pe județ, pe Transilvania loc 3 maraton tineret. Porumbeii sunt din linii care provin Van Roy Arden, Brankwist, Bricu, care se pretează la noi în zonă și am foarte mare satisfacție de rezultatele lor. Anual zbor în jur de 100 de porumbei. Crescătoria este formată din 4 compartimente la zburători. 2 jumate pe 2 fiecare compartiment. Spațiul este unul din cei mai mari factori la porumbeie de concurs să fie cât mai liber, să fie cât mai, cum să vă spun, să aibă spațiu. Ei să fie foarte bine hrăniți, boxe. Sistemul de zbor este pe natural, nu văd vie, motivându-i. Deci începe sezonul cu 60 de zile înainte de primul fond, se bagă porumbei la perete. Motivarea se face la etapele de fond și maraton cu ouă, deci se calculează zilele și pe etapele când sunt cele mai importante la fond și maraton, porumbeii trebuie să aibă ouă sau pui mici. Când au ouă, îi motivez punându-le două, pe lângă ouăle lor, încă ouă, două, trei. Sau mutând pui la 7-8 zile, cu 2 zile înainte de i-a îmbarcat. Atunci porumbeii au o tragere foarte mare să vină acasă. Metoda de hrănire a porumbeilor la mine în crescătorie este pe timp de iarnă 50% orzoaică. În timpul sezonului folosesc mâncare la sac, de la anumite versele Laga, de la domnul Feștilă, de la Moldova. Deci, mâncare bună, îmbunătățită, cu semințe mici. Cu 2-3 zile înainte de etape, îi motivez dându-le și alune. Vitamine, recuperare. Deci cel mai important este la un porumbel, recuperare. Când vine de la concurs să se recupereze, cu cât se recuperează mai repede, cu atât el este mai puternic pentru următoarea etapă. La mine în crescătorie este o selecție foarte severă. Cu cât că puii noi concurez la concurs numai la etapele de antrenament, până la 120-130 de kilometri. Porumbei de fond maraton nu sunt ca cei de viteză.
ei trebuie să se maturizeze, să prindă curaj acasă, că suntem într-o zonă foarte grea, uli, răpitoare, și atunci cel mai bun porumbei am avut, care nu mai am antrenat. Nu am fost cu ei la concurs. Am dus porumbei direct la 210, la 300 în anii trecuți. În anii următori nu am făcut nimic cu ei. Cea mai bună metodă este, la mine, la crescătorie, pui până la 120 de kilometri, 5-6 antrenamente maxim, îi opresc, dar la un an, minim 2 funduri să zboare. Ca sistem de selecție, puii trebuie să fie foarte bine împănați. Porumbei care nu sunt împănați bine, cu un penaj calitativ, o statură, statura corpului foarte bine definită, o statură foarte puternică, stern, braț, să fie o statură porumbei mijlocii spre mici, care porumbei de fond maraton. Acum vorbim despre reproducție. O crescătorie, baza unei crescătorii este reproducția. În primul rând, sănătatea și liniile de porumbei. Liniile fac cea mai mare parte, originea unui porumbel. Cei mai buni porumbei, de la mine din crescătorie, sunt lucrați în consanguinitate. Ca de exemplu, loc 1 județean fond și loc 3 pe Transilvania, fond tineret, este unchi cu nepoată. Alt porumbel foarte bun la mine în crescătorie, azi național, verișori între ei. De ani de zile, eu folosesc sistemul consanguinitate, nu l-am folosit odată. Îl fac odată, după aia îl las, împerechez cu porumbei din alte linii și mă duc la a doua, a treia generație, iarăși le vin înapoi în sânge. Tratamentele la porumbei, în primul rând, iarna. Nu sunt un adept foarte mare la antibiotice. Fac tratamente. Vier, rombendazol și levoprix. Tricomonoză, enteroguard. Enteroguard 5 zile pe timp de iarnă. Coccidioză 3 zile și salmoneloză neapărat 7 zile. Și se învaccinez porumbeii cu Polivac, Columbo Polivac S, care cuprinde salmoneloza și paramixoviroza. Nu am avut probleme, am avut o singură dată în anii 90, de atunci vaccinez porumbeii de salmoneloză. După sezon, care se încheie normal în 3-4 august, lăsăm porumbei să ne pârlească și intrăm să facem o selecție. Porumbei calitativi, care au concurat minim la 2 fonduri, cu rezultate rămân în crescătorie. Iar cei care nu au rezultate, iau calea altor crescători. Un sfat, părerea mea, pentru începător, să meargă la crescători care au rezultate ani de zile. Nu cei care la o etapă au un loc 1, de exemplu, și după aia nu se mai văd pe niciun. La mine în crescătorie sunt porumbei, nu intră în crescătorie la matcă porumbei care nu au minim 2 ani rezultate la categoria fond sau maraton. Și o selecție foarte bună. De acolo se poate să se înceapă cel mai bine. Să se cumpere dintr-o linie de porumbei, dintr-o familie. Totul la mine în crescătorie este
toți porumbei, 170 de porumbei, sunt pe 3 porumbei. De acolo se pleacă. Ca o rădăcină. Ca o piramidă. Aia 3 porumbei se găsește mai aproape sau mai departe în fiecare dintre porumbei care avem. Deci, părerea mea la un începător ar trebui să meargă la crescători care au rezultate și să cumpere din familii de porumbei care au rezultate minim 2-3 ani și rezultatele vor apărea. Acest mascul este locul 2 as național pe județul Hunedoara, un ochi galben, o statură mijlocie, o aripă lată și destul de lungă, bine aerisită, braț scurt și gros. Deci, porumbeii care ne rezistă la noi în zonă. Ca origine este linie de Van Roy, mama originală Hermes, din linia Alicante, pe linia Van Roy, și tata Ian Arden, Bibi Ștefănescu. Este un mascul care am avut rezultate, 19 clasări în 2 ani, făcând și norma la AS Național. Această femelă este tot pe linia de Van Roy, locul 1 pe județul Hunedoara, Fontineret, și loc 3, Transilvania. Și la un național, Praga, obținând locul 2 pe concurs. O talie foarte mijlocie spre mică, un ochi alb, tot linie Van Roy Arden. Anul trecut obținând și norma Font Palmares. Are 16 clasări. Porumbel de fond maraton. Acum am trecut-o la compartimentul de reproducție. Este o femelă foarte calitativă, foarte ambițioasă, obținând cu ea locul 2, 5 și 13 în 3 etape de fond, în care locul 2 la Național Praga, 830 de kilometri. Seria de nel este 090-112-2019. Un exemplar foarte deosebit. Anul trecut, la vârsta de un an, obținând locul 3 județean Fontineret. Ca origine este din linia Arden, Van Roy, Brancuist. Este o statură mică, un braț scurt, aripă foarte lungă și aerisită. Ca origine, bunicul ei obținând și locul 1 pe Transilvania, maraton, palmares, 3 ani, Berlin. Tatăl ei a obținut palmares, locul 1, palmares, 3 ani, Berlin, pe Transilvania. Și ea are seria 304-209-2020. Acum vă prezint o femelă, una din cele mai bune femele a mea, porumbel din crescătorie. Este originală din Olanda, de la Buvalda, sora ei de mamă obținând locul 3 AS Maraton pe Olanda, din care pui din ea au rezultate foarte bune la mine. Anul trecut obținut și locul 3 Maraton Tineret pe Transilvania și locul 1 județean. Ca origine este Brancuist 50%, Van Roy și Arde. Un ochi galben maroniu, se și poate vedea. O statură mică,
porumbei foarte ușori, foarte, un penaș foarte mătăsos. Porumbei care ne rezistă aici în zonă, în zona noastră foarte grea. Seria de inel este 193-6443 de 2015. Vă prezint unul din baza crescătoriei, original, 100% Hermes, pui din doi fii originali, tot Van Roy și arde. Are 12 ani, el stă la baza crescătoriei. Pui nepoți, strănepoți din el. Fiul din el ocupând la Laza Sandu, acum 5 ani, locul 2 național Berlin, altul fiu locul 1 Frankfurt, alt pui loc 2 maraton pe județul Hunedoara. Deci numai porumbei de calitate. Este o talie mijlocie, spre mic, oari un braț scurt, aripă lată, foarte lungă, bine aerisită. Din cei mai buni porumbei care a avut Raymond Hermes. Inelul este 511 550 2009. Se poate vedea. Aici vă prezint un original Hermes pe linie Brunquist Arden, care este la baza crescătoriei. Un braț, un ochi galben spre roșu, braț scurt, o aripă foarte lungă, bine aerisită, fiind la Hermes în reproducție, ca linie. Bunici, loc 1 Barcelona, și alt străbunic, loc 1 Barcelona. Se poate regăsi pe pedigree. Seria de inel este 1063 de 2018, 1411.